Noi, ca și în după amiaza aceasta, suntem împreună în casa aceasta de rugăciune, aici unde este chemat numele Domnului. Și în săptămâna aceasta, așa numită Săptămâna Mare, ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos și de ultima lui săptămână, înainte ca să fie răstignit și după care a înviat. Ne aducem aminte de câteva evenimente din viața Domnului Iisus Hristos. Și pentru cei care ați ascultat aseară și cuvântul Domnului, ați auzit despre cum Domnul Iisus Hristos în ultima săptămână a intrat în Ierusalim și cum a fost primit acolo și cum cei care au fost cu Domnul Iisus au mers, au luat un măgăruș pe care, spune aici, n-a încălecat nimeni niciodată. Domnul Iisus Hristos a născut într-o iesle, cum nu s-a mai născut altcineva. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată și a fost pus într-un mormânt în care n-a mai fost pus altcineva. Dar Domnul Iisus Hristos, când mulțimea era bucuroasă și plină de entuziasm, îl primeau și puneau și au presărat, și-au pus hainele peste măgăruș și au aruncat înaintea lui haine, au pus frunze și strigau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, slavă lui Dumnezeu, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Oamenii aceștia îl aclamau pe Domnul Iisus Hristos și vroiau ca Domnul Iisus Hristos să fie omul acela care îi va scăpa de robia romană. Îl doreau să fie Mesia și ei aveau o anume înțelegere despre Mesia. Ei îl așteptau ca un eliberator, ca acela care îi va scoate din robia romană și ei vor deveni puternici și vor fi poporul lui Dumnezeu, așa cum era numit. Dar în contradicție cu toate aceste lucruri, erau și oameni care i-au spus Domnului Iisus Hristos, unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Dar Domnul Iisus Hristos se apropie de cetate și spune: când se apropiat de cetate și a văzut-o, Domnul Iisus Hristos a plâns pentru ea. Nu știu, dar cred că nouă oamenilor ne place atunci când suntem priviți cu respect și când oamenii se bucură de prezența noastră și când oamenii ajung într-o funcție sau o demnitate publică, au sentimentul acela de împlinire. Dar în contrast cu aceste lucruri, vedem că Domnul Iisus Hristos, care știa ceea ce avea să întâmple mai departe, Domnul Iisus Hristos, când vede cetatea aceasta, plânge pentru ea. Și a spus cuvintele acelea care s-au amintit și ieri: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Am citit lucrurile acestea din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, versetul 41, în continuare. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este acela care îl doare pentru cetate. Îl doare pentru oamenii care erau în cetatea aceea. Îl doare pentru poporul Israel. Și Domnul Iisus Hristos plânge. Domnul Iisus Hristos a făcut afirmația aceasta: eu am venit la oile pierdute ale lui Israel, eu am venit la casa lui Israel. Și chiar în împrejurări în care au venit oameni și au apelat la Domnul Iisus Hristos, el vine și spune: prioritar pentru mine este casa lui Israel. Dar lucru care îl întristează pe Domnul Iisus Hristos și care îl face să plângă, au fost mai multe situații în care Domnul Iisus Hristos a plâns, dar aici spune că a plâns când a văzut cetatea. Și de ce? Pentru că oamenii aceia nu au cunoscut vremea
cercetării. De aceea, dragii mei, chiar dacă pentru mulți intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a fost o zi de sărbătoare a bucuriei și oamenii iau crenguțe și se întorc plini de bucurie și spun, e o sărbătoare a bucuriei și așa este, ca să-L proclam pe Domnul Iisus ca împărat, este o sărbătoare a bucuriei, dar vedem că inima Domnului Iisus Hristos plânge. S-a văzut mâhnirea în inima Domnului Iisus Hristos pentru că oamenii aceștia n-au cunoscut vremea când a fost cercetată. Domnul Iisus Hristos de obicei se rătrăgea. În zilele acestea avem scris cum El seara se rătrăgea în Betania și spune, a citit fratele în soroiul la Marcu, la capitolul 11, și ne-a arătat că a doua zi după ce El a plecat din Betania, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit și a zărit de departe un zbonchin care avea frunze. Noi care am mai avut smochini în grădină știm că sunt smochini care aduc o pârgă. Înainte ca ei să li se dea frunzele, apar niște smochine chiar. Dar vedem că acela era semnul că acel smochin este un smochin care va aduce rod. Dar Domnul Iisus când s-a apropiat, l-a văzut de departe, dar când s-a apropiat, n-a găsit rod. Dragii mei, aș vrea ca să înțelegem un lucru. Domnul Iisus Hristos așteaptă ca să găsească rod în viața noastră a celor credincioși. Și vedem că după ce rostește aceste cuvinte asupra smochinului, în ziua următoare, când ucenicii se întorc înapoi spre Ierusalim, îl văd pe acest smochin uscat. Și Domnul Iisus are o discuție cu ei și le explică de ce s-a întâmplat așa. Dar mai departe s-a citit în după-amiaza aceasta un lucru, spune, Domnul Iisus Hristos a intrat, spune, și învăța și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun... Domnul Iisus a ajuns în Ierusalim, a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu și învățea și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Iar referitor la aspectul acesta, în Luca, spune, dacă ne uităm aici, spune, dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, am putea spune, din acela care a venit smerit călare pe un mânz, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe, Domnul Iisus Hristos a venit cu autoritate acum și face curățenie în templu. Și poate ne gândim ce curaj a avut Domnul Iisus Hristos, dar în Evanghelia după Luca, la capitolul 2, în partea a doua a capitolului, în versetul 13, spune, Paștele iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani sus în jos. A făcut un biș de ștranguri și a scos afară pe toți din templu împreună cu oile și boii și a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Și ucenicii lui și-au adus aminte că ce este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta și când și-a început lucrarea. Dar trist este că oamenii aceia n-au luat aminte la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta nu este un lucru plăcut. Și Domnul Iisus Hristos arată scopul și îl spune, casa aceasta
este o casă de rugăciune. Este important ca ei să înțeleagă rostul acelui templu. De ce veneau oamenii? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. De ce veneau oamenii la templu? Pentru că oamenii aceștia căutau să se închine. Veneau la templu pentru că îl căutau pe Dumnezeul evreilor. Chiar dacă erau oameni care veneau din depărtări, dintre neamuri, veneau la Ierusalim ca să se închine. Și interesant este că în templu nu se găsea nicio înfățișare a lui Dumnezeu. În toate religiile popoarelor veți găsi că fiecare caută să-și facă o imagine, fac diferite obiecte sau se uită și se închină la diferite lucruri. Există în oameni dorința aceasta a sufletului ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Numai că unii au o închinare greșită, dar oamenii aceștia veneau la templu. Și vedem că și în timpul Domnului Iisus Hristos, chiar dacă trecuse sute de ani în care în poporul Israel nu se mai ridicase niciun proroc care să le transmită un mesaj de la Dumnezeu, oamenii tot veneau la templu și era rânduiala aceea templului. În schimb, ni se mai spune un eveniment despre niște oameni care au venit în timpul acesta cu un scop precis la Domnul Iisus Hristos și aș dori ca să mai citim din Ioan capitolul 12. Spune la versetul 20. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 20, spune: niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și a zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus l-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul, au zis că a fost un tunet, alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Iisus le-a zis: lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine nu umbră întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Dragii mei, vedem că în situația aceasta în care Domnul Iisus Hristos avertizează pe cei care erau în templu că nu practicau o închinare pe care o dorea Dumnezeu, pentru că nu trăiau așa cum trebuie. De fapt, sistemul din vremea aceea era că oamenii veneau de departe și ca să nu se mai transporte cu oi sau animale sau
cu alte lucruri care trebuiau aduse ca jertfă la templu, s-au găsit oameni care au făcut ei acolo o mică afacere. Și se spune că oamenii veneau, plăteau, luau mielul, îl dădeau ca să fie sacrificat și cu asta cumva ei împlineau unele din obiceiurile care erau în poporul Israel. Chiar dacă veneau din alte popoare, veneau și făceau cumva un mic sacrificiu acolo. Dar Domnul Iisus Hristos nu este de acord cu asta, dimpotrivă, El spune, casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Oamenii trebuiau să vină înaintea lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu cu smerenie, cu inimă deschisă și să-și verse focul, să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. Și vedem că printre aceștia erau și niște oameni, spune, niște greși care se suiseră să se închine la prasnic. De fapt, urma cea mai mare, sau dacă vreți, sărbătoarea aceasta a Paștelor, când poporul Israel își aducea aminte despre mielul care a fost junghiat și despre ieșirea lor din robia Egiptului. Ei își aduceau aminte de lucrurile acestea și veneau și îl căutau pe Dumnezeu, căutau ca să vină cu povara inimilor. Și Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, spune, au fost oameni și a dat exemplu pe împărăteasa din Seba care a venit de departe ca să caute și să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu care o avea Solomon. Și au fost, și vedem și în Faptele Apostolilor, etiopianul care venise la templu să se închine și a cumpărat cartea Isaia și citea din ea chiar capitolul 53, care vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu trimite pe Filip și mărturisește și explică Evanghelia și el se întoarce la Dumnezeu și primește botezul și pleacă bucuros pentru că l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, în contrast cu acei oameni pe care Domnul Iisus Hristos i-a mustrat, i-a certat și cărora le-a spus că nu e bine ceea ce fac și care căutau nu să se închine Domnul Iisus Hristos și nici măcar nu căutau să facă voia lui Dumnezeu, dimpotrivă ei căutau să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos pentru că noroadele erau interesate de vorbele Domnului Iisus Hristos, îl urmau pe Domnul Iisus Hristos încă de la început pentru înțelepciunea pe care o aveau. Și când Domnul Iisus Hristos a venit la templu la 12 ani, spune că preoții se mireau de înțelepciunea pe care o avea Domnul Iisus Hristos încă la 12 ani și el spune despre atunci când îl caută părinții lui, când au plecat fără el și îl caută, spune, nu știți că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Dar el a mers împreună cu părinții și l-a fost supus. Domnul Iisus Hristos avea o înțelepciune deosebită pentru că el era Dumnezeu și avea învățătura lui Dumnezeu și el căuta în modul cel mai direct și bun pentru oameni ca să le îndrepte privirile către Dumnezeu. Vedem că mai târziu au fost oameni care atunci când au vorbit despre Domnul Iisus Hristos au îndemnat pe oameni să-L caute pe Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, vedem că Pavel era la Atena și propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeul acela pe care el cinsteau fără să-L cunoască și spune că Dumnezeu a pus anumite hotare oamenilor ca să-L caute bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dar vedem aici niște oameni deosebiți, niște greci. Oamenii aceștia nu erau niște iudei care să fie oameni de-ai locului, dar erau oameni care erau interesați să cunoască, ei venise cu un scop, venise să se închine lui Dumnezeu la acest praznic. Oamenii aceștia căutau pe Dumnezeu și auzind despre Domnul Iisus Hristos și probabil văzându-L în templu, știm că Domnul Iisus Hristos chiar și în ziua în care a intrat în templu a vindecat oameni și ei se apropie și vor să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și spune nici greși care din cei ce se suiseră să se închine la praznic
Probabil că venise un guru mult mai mare, dar o parte din ei s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și lucrul acesta a făcut pe Domnul Iisus Hristos să dea un răspuns extraordinar. Drept răspuns, Iisus a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Dragii mei, mă gândeam la lucrul acesta, oamenii au strigat: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Nu era oare lucrul acesta o proslăvire a Domnului Iisus Hristos? Dar Domnul Iisus Hristos nu spune în condițiile acelea că el era proslăvit, ci dimpotrivă vine și spune aici: a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Este extraordinar lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos vedea un lucru care îl proslăvea pe Dumnezeu prin moartea sa. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos își dădea seama cât de important este actul acesta al răstignirii sale. El se vede ca bobul de grâu care trebuie să moară și să învieze. Și el spune mai departe, referitor la atitudinea oamenilor: cei care își iubește, cine își iubește viața o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Și spune: dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. V-ați gândit vreodată că un slujitor care este gata să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, pe drumul acesta al suferinței, gata de sacrificiul, va fi cinstit, adică va primi respect din însăși partea lui Dumnezeu, greu de înțeles pentru noi. Să fii gata ca să spui viața în totalitate la dispoziția Domnului Iisus Hristos, să urmezi exemplu Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, tot Ioan în capitolul 5, la versetul 44, este o discuție mai lungă, dar vreau să citesc versetul acesta pentru că spune ceva extraordinar. Spune: cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu niște oameni și vorbește despre mărturia lui Dumnezeu, despre mărturia lui Ioan, și în contextul acesta vine și spune acestor oameni: aveți grijă, spune în versetul 39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, spune Domnul Iisus, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Ce trist! Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți, dar va veni un alt în numele Lui însuși, pe acela... Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Dragii mei, ce spune Domnul Iisus Hristos acestor oameni? Ca să puteți să căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu, ca să puteți să-L căutați pe Dumnezeu, trebuie ca inima voastră să fie golită. Ce spune el când vine tânărul bogat și spune: vreau, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos are o discuție mai lungă cu tânărul acesta și îi spune într-un loc că l-a iubit. De ce? Era un om moral. Când îl întreabă ce citești în lege, ce știi despre porunci, cum le păzești, și el spune: Doamne, am avut grijă, acestea le păzesc cu grijă din tinerețea mea. Și Domnul Iisus Hristos cumva vine și explică: cred că n-ai înțeles prea bine. Una dintre prorunci spunea să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune: vinde tot ce ai, dă la sărași și vei avea o comoară în cer. Apoi
vino și urmează-mă. Dragii mei, nu știu care a fost marea problemă. Probabil că bogățiile au fost o problemă, dar eu mă gândesc că și faptul ca să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos nu era un lucru ușor. Gândiți-vă să pleci din confortul unei familii care ai de toate. Să pleci și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, care spune despre sine: vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Și cu toate acestea, zice, cine vrea să mă urmeze să se lepede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze. Domnul Iisus vine și spune: nu puteți să căutați să găsiți slava lui Dumnezeu dacă sunteți umblați după slava voastră. E o piedică lucrul acesta, trebuie să vă schimbați optica. Dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, dacă îl cauți slava lui Dumnezeu, trebuie să renunți la eul tău. Dar aici niște greși căutau să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spune mai departe: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și El spune: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Domnul Iisus Hristos vede că acești oameni între neamuri care aveau dorință sinceră să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, care au căutat să stea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, era deja pârga aceea pe care Domnul Iisus Hristos o aștepta. Și El spune: mi-e greu când mă gândesc, spune, sufletul meu este tulburat, dar pentru aceasta am venit. Și El în chinul acela, mai târziu o să vorbim în grădina Ghesimani, în rugăciunea aceea, spune: facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Și Domnul Iisus Hristos spune: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi. Dragii mei, nu de foarte multe ori s-a auzit glasul acesta din ceruri, dar atunci când Domnul Iisus Hristos a acceptat să intre și să fie botezat, spune că Dumnezeu a vorbit și au fost împrejurare în care Dumnezeu a vorbit. Și Domnul Iisus Hristos spune: norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet, alții ziceau un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Dragii mei, spune, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorii lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat, Domnul Iisus Hristos spune, voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici? El urma ca să fie răstignit, dar urma ca să învieze. Era sămânța aceea de grâu care avea să moară, dar care va învia. Dragii mei, mai departe, Domnul Iisus Hristos vine, spune, moartea și învierea mea, lucrarea aceasta va fi atât de importantă încât toți oamenii care vor privi la lucrarea aceasta vor avea dorință în inimă să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați, dragii mei, este un verset care îmi place și la care mă gândeam la lucrul acesta. Spune psalmistul în psalmul 27, și am să vă citesc, chiar dacă mai sunt câteva minute, aș vrea să citesc din psalmul 27, versetul 7 și în mod special versetul 8. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea Ta, caută fața mea și fața Ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascund de fața Ta, nu mă îndepărta cu mânie pe robul Tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea Ta și povestește-mă pe calea Ta cea dreaptă.
Dragii mei, psalmistul realizează lucrul acesta, spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața ta în fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și înțeleptul Solomon călăuzit spune, Dumnezeu a pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. Avem în noi, dragii mei, pus de Dumnezeu dorința aceasta de a avea o relație cu Dumnezeu. Trist este că păcatul a intrat în inima oamenilor și tot cuvântul lui Dumnezeu în Isaia spune, păcatele pun un zid de despărțire și mă împiedică să vă ascult. De aceea e bine ca omul să vină. Oamenii aceștia au venit să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Și mă apropii de încheiere, vreau să mai citesc doar câteva versete din Romani, capitolul 10, pentru că acolo sunt câteva lucruri frumoase care ne pot fi de folos dacă luăm aminte la cuvântul Domnului. Și în Romani, capitolul 10, versetul 9 spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ce promisiune importantă! Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dragii mei, nu sunt niște promisiuni atât de importante pentru noi. Oamenii aceștia erau niște greci care au venit și au vrut să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și dorința lor a fost împlinită. Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ei. Poate pare un lucru neînsemnat în evenimente. Probabil atunci când a dat afară, când a răsturnat mesele, când a căutat să facă un ordine în templu, când a răspuns preoților, a fost un lucru pe care toți l-au văzut și care a făcut acolo o mișcare extraordinară și oamenii s-au tulburat, au fost gata și nu știau cum să facă să pună mâna pe el. Era un lucru extraordinar și faptul că Domnul Iisus Hristos dădea învățătură și oamenii căutau să-i soarbă cuvintele de pe buze. Dar s-a întâmplat un lucru de care Domnul Iisus Hristos a fost impresionat. Domnul Iisus Hristos, când a văzut pe acei greci, spune, a sosit timpul ca Fiul omului să fie proslăvit. Dragii mei, trecem prin situații deosebite și avem ocazia aceasta de a fi înaintea lui Dumnezeu. Spunea și amintea fratele Soroiu că sunt restricții și așa este. Nu putem să fim împreună așa cum ne-am dorit în locul acesta. Dar slavă lui Dumnezeu că putem să ne mai vedem chiar și pe internet. Și aseară vorbeam cu frații din Anglia și cu oameni cu care m-am bucurat împreună și ne îmbărbătam și aduceau mărturie cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu îi ține în încercările prin care trec și ei. Dragii mei, dar avem timpul acesta, în săptămâna aceasta, să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos, să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne ajută ca să avem o viață de închinare și dacă până acum spuneam nu avem timp, că trebuie să mergem la servici, că trebuie să lucrăm 15 ore pe zi, că avem atâtea lucruri de făcut. Acum Dumnezeu ne-a dat o pauză pe care nu ne-o dorim și care nu ne așteptam. Avem posibilitatea, dragii mei, ca să lucrăm și să ne apropiem de Dumnezeu. În zilele acestea mama a primit un telefon și cineva a întrebat-o, ce știi despre Iisus? Și mama a spus un lucru care m-a uimit și a spus, domnișoară sau doamnă, câți ani ai dumneata? Și a spus acolo, aveam jur de 30 de ani. Și mama spune, zice, eu am peste 70 de ani și sunt a treia generație de creștini. Mai ușor cu Iisus. Pentru mine este Domnul Iisus Hristos. Este Mântuitorul. Mie mi-a schimbat viața, a fost cu mine, eu am ația copii și Dumnezeu a lucrat.
Și când au venit încercări, Dumnezeu m-a scos, și când am fost în suferință, Dumnezeu mi-a dat vindecare. Și a început, n-a mai lăsat-o ca să-i povestească ea ce avea de povestit, a început să depună ea mărturie, fără să o lase ca să vorbească. Și într-adevăr, mamei mele îi place să vorbească mult, dar a vorbit despre Domnul Iisus Hristos și a putut să-și apere credința ei și să mărturisească despre Mântuitorul. Povestea o soră în vârstă, se apropia de tot așa peste 70 de ani și spunea: eu sunt o persoană care am ajuns în America, nu mi-am dorit, dar copiii și rudele mele au plecat acolo, povestea ea, după Revoluție plecase pe regimul trecut. Și spuneam, stai și m-am gândit ce să fac eu în America, n-am putut să învăț engleza, nu s-a lipit de mine, spunea ea. Și ea era o soră activă, povestea cum mergea cu pastorii și evanghelizări și am fost împreună cu ea și pe stradă oprea oamenii și le spunea despre Domnul Iisus Hristos. Și femeia aceasta spunea, zice, am luat într-o zi, m-am rugat Domnului și Domnul mi-a descoperit și mi-a dat un lucru. Deci am luat cartea de telefoane și acolo unde am văzut și am început să citesc și am văzut că numele ăsta ar semăna cu un nume românesc. Am început să formez numărul de telefon și am dat telefon și am început să vorbesc în română. Și oamenii care mă înțelegeau și răspundeau în română aveau de-a face cu Evanghelia, pentru că eu în câteva cuvinte și le vorbeam despre Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! O bătrânică care a știut cum să caute într-o țară în care nu-i cunoștea limba, stând acasă, având timp. Domnul să ne dea har, dragii mei, ca să lipim pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă grecii aceia au venit de departe și l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, și noi în fiecare zi să mulțumim Domnului că avem Scriptura în casă și să ne apropiem cu credință, cu o inimă smerită și să căutăm fața Lui în fiecare zi. Amin.